E duminică, ora 7:30 dimineața. Mamă, ce chef am așa de vorbă și de filmat. Doamne ajută! Eu m-am trezit acum jumătate de oră pentru că astăzi, din câte v-ați dat seama și din titlu, facem 10.000 de calorii challenge pe bines și pe how și pe astea. How! Aseară nu am ieșit special ca să mă pregătesc și că fizic și mental sau mental sau cred că mental, deși sună ca dracu, pentru challenge-ul ăsta. Acum rămâne să vedem dacă îl ducem până la capăt. Dar vorba aia, gestul contează, intenția contează, nu? Ce naiba? L-am făcut și acum câteva luni pe el pe challenge, dar nu cu 10.000 de calorii, ci cu 5.000 și sincer nici acum nu știu dacă l-am dus până la capăt. Greșeala pe care am făcut-o acolo că am mâncat un volum destul de mare de mâncare bogat în calorii. Acum trebuie să găsim un volum mai mic de mâncare, dar la fel de bogat în calorii. E ceva destul de prostesc dacă e să mă întreb pe mine și nu v-aș recomanda să încercați și voi, dar hei, eu am făcut 400.000 de abonați și zic că se presupune că dacă faci un număr de 400.000, 500.000, 600.000 trebuie să faci ceva special. Și cum la 300.000 n-am făcut nimic, m-am gândit să-l facem pe el pe challenge, să încercăm să vedem ce ies, să ieșim și din zona noastră de confort. Pentru că, da, e bine să mai ieși din zona ta de confort uneori. Am început cu un cappuccino, iar acum aștept să se deschidă la Mega, pentru că mi s-a făcut poftă de dulce. Și că sunt o gravidă, să mor eu, mă apuc așa poftele de dimineață, parcă aș mânca niște gogoși, parcă aș mânca niște înghețată, aș mânca și niște bacon cu ouă. Vedem. Mă întreb câte calorii au ăștia. Poate facem challenge-ul. Vor avea toți 10.000 de calorii? E posibil. Cere doar monsterul ăsta, cere aproape 250 de calorii, știi, mă? Băgat acolo deja două gogoși, mai am una cu ciocolată, blană! Ăla e. Deci monsterul a avut vreo 250 de calorii și per gogoașă habar n-am cât se estimez. Cred că o gogoașă da, are undeva la 200 de calorii, să zic, și noi am mâncat 3. Da, în fine. Și am ales să mănânc afară pentru că timpul ăla perfect, nici foarte cald, nici foarte frig. Și la 8 dimineața, nu? Cine n-ar mânca niște gogoașe afară? Și mi se pare absolut fabulos că literalmente există oameni care termină challenge-ul ăsta fără să-și dea seama. Și există și unii extratereștri, că ea nu pot fi numiți oameni, care aparent au terminat challenge-ul ăsta doar cu fructe. Au luat 10.000 de calorii doar din fructe și nici măcar nu glumesc. Da, totuși noi hai să revenim cu picioarele pe pământ, zic. S-a făcut 10:30 și mă duc să-mi fac și niște bacon cou ca să fie bine, să nu fie rău. Ce nu știți voi, că am făcut cumva două curse la Mega. Mai întâi mi-am luat gogoșile, le-am mâncat frumos și după aia am fost din nou ca să mai iau chestii, pentru că nu prea mai aveam nimic. Pe 100 de grame avem 872 de calorii. Nu știu cum naiba, nici mie nu-mi vine să cred, dar da. Că aici așa scrie, ar trebui să fie adevărat, bănuiesc. Și o să facem două, avem 220 de grame. Dacă s-ar și focus, ar fi foarte tare. Deci să zici că momentan m-am dus în 3.000 de calorii și de-abia ora 11, ceea ce e foarte tare, a? Da, ce să încerc să fac eu acum, să mănânc cutia asta de alune, care are 150 de grame aproape și 1.000 de calorii. Mai luăm 1.000 de calorii, doar că știm cu toții că alunele sunt bune, dar grețoase și nu o să pot să mănânc toată cutia asta odată. De asta mă gândesc să mănânc între mese cumva, un fel de snack, degustare ceva. Dar mă gândesc că ar fi destul de prostesc să filmez fiecare înghițitură de alune, așa că o să trească să mergem cumva pe încredere că o să le termin. Doamne ajută!
Pepenele galben nu prea s-ar pune, nu? Că nu prea e bogat în calorii. Dar ăsta intră ca bonus cumva, că nu mai pot de poftă. Bine, nu o să-l mănânc pe tot. O să mănânc vreo două felii. Frățioare, am mâncat aproape jumătate de pepene galben. Nu știu câte calorii are, nu prea are din câte știu, dar totuși jumătate de pepene galben. Voi ce preferați, pepene galben sau pepene roșu? Sincer, eu când eram mic, eu preferam pe la roșu. Dar acum că am crescut cumva, bă, îmi place mai mult ăsta galben. Lăsați și voi comentarii. Nu de alta, dar am și de ăsta roșu, de asta întreb. Și sincer, cred că se iau câteva bucățele și din ăsta. Aroganța supremă, să mănânci pepene galben și pepene roșu în aceeași zi, a? S-a făcut 1:30 și mergem să băgăm și un Mac, zic, nu? Norocul meu, poate sunt doar eu, dar după ce mănânc Mac, după 2 ore, mereu mi se face foame. Și nici n-am pe unde să trec, pentru că mașini parcă și chestii pe trotuar. Doamne ajută! Da, de fiecare după ce mănânc Mac, mie mi se face foame după 2 ore, din păcate, dar de data asta e din fericire. Sincer, nu mi-e foame, dar o să mănânc, cred, și acolo ceva mai lejer așa și luăm și la pachet. Pentru mai încolo, ca să fie treabă. Și da, am luat ușa ușor pe jos, vorba aia, mai facem și noi mișcare, nu? Prietene, deja nu mai vreau să văd mâncare, ești nebun, de-abia am reușit să termin un meniu de la de 6 chicken nuggets la dracu, ești nebun. Bine, m-am și grăbit, e destul de devreme, n-am avut cine știe ce pauză între mese și ghiși ce, mașina toate, abia aștept să mai mănânc. Și da, dacă vă vine să credeți sau nu, challenge-ul ăsta în mod normal trebuie să-l fac cu Dorian Popa, pentru că am apucat să vorbesc cu el. Mă întâlnisem odată cu el și am zis, bă, n-ai văzut challenge-ul al meu cu 5.000 de calorii? S-ar putea să-l faci și cu 10.000, nu vrei să-l facem? Bă, da, Johnule, da, mâncăm cod la cod să moară Jacksana, nu? Și da, cod la cod, prietene, nu pot să mănânc cu tine, nu știu cum să zic, ești de 3 ori cât mine la dracu. Dar totuși, dacă tot am vorbit, frumos ar fi să-ți dau măcar provocare, 10.000 de calorii, într-o zi. Doamne ajută! Bă, nu știu de voi, da. Am dormit pentru o oră și puțin, am adormit și acum mă gândesc să dau comandă la ceva pizza de 40 cm, a? Pepperoni. Ar trebui să-și facă treaba. Ia, vezi, prietene, ce avem noi aici, eu deja am luat o bilie că nu mai puteam de poftă. Bă, nu o să vă mint acum, dar mi s-a făcut ușoară scârbă de la pizza aia, am mâncat-o și destul de repede. Mai am jumătate, nu o să mai continui, nu mai pot cel puțin cu pizza, pentru că a fost destul de scârboasă sau poate am mâncat-o și destul de repede și cu poftă. Ne mai odihnim puțin și mâncăm ceva înghețată, parcă simt așa nevoia să mă spăl cumva pe mațe, ești nebun, înghețata aia, sper să ajute cumva. Și 16 minute, o să mor. Dar măcar mor cu burta plină, vorba aia. Ne mai liniștim și noi puțin și zic să mai băgăm niște dulce, a? Nu că n-am fi băgat destul, dar mai am încă 2 gogoși cu ciocolată și parcă mă așteaptă.
mănânci în fața ochilor, nu, deci nici dacă mănânc bucățica asta, mie mi-e că urăsc tot. Expresia aia, ești un dulce, de data asta s-ar potrivi. În continuare, cred că o să mănânc chipsuri și prostii de genul, pentru că mâncare nu mai vreau să văd și mai am și mec care cred că o să rămână.